În perioada de glorie a Bucureștiului, influențele occidentale au adus o serie de inovații și tradiții noi. Printre ele s-a numărat și pasiunea pentru cursele de cai, o practică ce câștigase popularitate în orașele europene. Astfel, în capitală au apărut două hipodromuri importante, în Băneasa și în Floreasca. Hipodromul Floreasca a găzduit o cursă pentru struți acum 91 de ani. Dar este important să ne amintim de istoria cartierului cu același nume. Floreasca și are originile cu peste 4 secole în urmă, fiind menționat pentru prima dată în timpul domniei lui Mihai Viteazul. Numele provine de la boierii Florești, care dețineau proprietăți în zonă. Primul hipodrom din București, care a răspuns standardelor internaționale, a fost cel din Băneasa, finalizat în 1881. A fost o atracție inedită pentru locuitorii capitalei, care au început să se bucure de spectacolul curselor de cai. Dar popularitatea crescând a adus și un inconvenient. Un singur hipodrom nu mai era suficient pentru toate evenimentele organizate. Astfel, în perioada de după primul război mondial, a apărut necesitatea unuia nou, iar alegerea s-a îndreptat spre malurile lacului Floreasca. Inițiatorul acestui proiect a fost George Negropontes, cunoscut și pentru proiectul mausoleului de la Mărășești. Negropontes a fondat Societatea Națională pentru Îmbunătățirea Rasei Cailor, care a condus proiectul hipodromului Floreasca. SNIC s-a unit cu societatea TROB a lui Ion Matac, alt pasionat de curse de cai, rezultând comitetul SNIC. SNIC. George Ulise Negropontes a fost o figură influentă în acest comitet. Lucrările au început în vara lui 1922, iar hipodromul Floreasca a fost inaugurat în iunie 1923. Avea 3 pavilioane separate, conectate prin coridoare și pasaje. Aceste pavilioane au avut o suprafață totală construită de 1650 de metri pătrați și a atras atenția elitei bucureștene și a întregii țări. În 1924, aici a asistat și Regina Maria a României la curse. Perioada 1929-1932 a adus o scădere a popularității, odată cu apariția crizei economice și schimbarea priorităților. În 1935, hipodromul Floreasca a găzduit o competiție internațională organizată de regele Carol al II-lea, fiind momentul de glorie al hipodromului. Administrația slabă și conflictele interne au dus la închiderea hipodromului în următorii ani. Astăzi, hipodromul Floreasca există doar în amintiri. Povestea curselor cu struți de pe hipodromul Floreasca a fost una inedită. În ultimele zile ale lunii martie apărea o știre în paginile Ilustrațiunii Române. Pe 1 aprilie 1933 urma să aibă loc o cursă nocturnă cu 5 struți africani. Anunțul a stârnit interesul publicului, iar fotografia unui călăreț german pe spatele unui struț a animat publicul. În ziua respectivă, hipodromul Floreasca a fost plin de spectatori. Călărețul german, Fritz Körner și struțul Blitz au fost protagoniștii evenimentului. La finalul cursei, primarul Bucureștiului a acordat lui Körner oul de aur și o recompensă financiară generoasă, iar Blitz a primit o coroană din frunze de palmier. Dar adevărul s-a dovedit a fi altul decât cel prezentat inițial. Fotografia cu călărețul și struțul a fost un trucaj realizat de colaboratorii revistei în spiritul glumei specifice zilei de 1 aprilie.